Auzi, dar de cine îți place mai mult? De Antonia sau de Iasmina? De Daniela, domnișoara Cristina. Am o surpriză pentru ea și vreau să vin să-i o aduc. Ia uite, de-abia aștept, vin-o încoace. A cumpărat, i-a cumpărat ceva frumos, domnișoara. Așa, aoleu, da. Uite ce mers are pe el, mă. Lasă-l, mă. Frumos din partea lui. Da, frumos, într-adevăr. Eu apreciez doar că i-am spus că noi suntem doar prieteni și așa vom rămâne. Prietenești. Acum nu te da înapoi, nu te da înapoi. No, eu am dat speranțe lui omul ăla două săptămâni. Ce speranțe i-am dat? I-am dat speranțe, dansuri pupă cel pe acolo. Dansuri pupă cel, îl iau în brațe și acum și dacă îmi dă dans tot fac pentru că mi-e o persoană dragă, dar nu o să încep o relație cu Daniela, omul și-a cheltuit ultimul bani pentru tine pentru că... Frate, nu-mi zice chestia asta că mă simt prost. A văzut speranțele din partea ta. Ce speranțe? I-am spus că suntem prieteni, că e ca un frate pentru mine. Păi sunteți prieteni? Gelu, n-ai ce să vorbești acum. Păi ce fel? Prieteni cu dansul, cu păcel, cu... Domnișoara Cristina mi-a spus că-mi dă un dans cu George și eu am acceptat, pentru că George mi-e o persoană dragă din casa asta. Dacă mă uit în telefonul băiatului respectiv, ferească Dumnezeu câte conversații are cu tine. Doamne, nici măcar una! Nici măcar una! Dar tu de unde știi că ar vorbi cei doi de-a prea afirmă că... Nu, nu. Domnișoara Cristina, mi-o spune tot, George, că-s tot. Am vorbit cu ea, lăsați momentul! Lăsați! Iubire, taci un pic! Ai dat speranțe până acum și acum te dai înapoi. Nu i-am dat nicio speranță, Geru. Nu i-am dat nicio speranță. I-am spus întotdeauna că suntem prieteni, încetează. Lasă că îl întreb eu dacă a simțit că a primit vreun semn din partea Danielei. Dacă îl iau în brațe, o să-l iau tot timpul pentru că mi-e un prieten foarte drag. Oricum, el este sincer și asumat. Hai, George, curaj, vin încoace, apropie-te. Vezi că ai pe acolo niște obstacole. Eu sunt băiatul cel nou. Asta așteptăm noi, noi concurenți. Ia, ce ai luat, fete? I-a luat tu cea sfinuță, așa că ea de joara Cristina, să arăt că sunt băiat galant, dar am văzut că până acum nu poartă ceas, dar astăzi l-a pus la mână, dar nu știu. Adriana, o să te rog să te așezi tu aici. Ia, George, ia. Să știți că n-am dat, nu e un cadou ieftin. Aole! E original, nu? Ce frumos! Mulțumesc! Arată la cameră, ia. Este superb! Dacă mi-a luat eu, să iau și ei. Ce frumos! Bravo, măi, George, m-ai impresionat, bravo. Cristina, bravo. Mi se pare ceva normal să arăt și eu că sunt un băiat galant. Bravo, te bravo. Te aplaudă băieții, te aplaud și eu. Bravo, măi, da, așa, da. Bravo, Georgica, e bine, George. Mulțumesc. Eu nu vii, frate, mi-e bine la urmă. Florile se ofilesc. Cadou rămâne, înțelegeți voi. Auzi, da, sper că nu o să faci cum a făcut Nicolae să-mi iau un cadou și după aia spui că sunt eu materialistă și că ți l-am cerut. Nu mă interesează ce faci cu el. Uite, ia, convinge-l tu pe prietenul tău, Gelu și Nicolae, că eu nu ți-am dat ție speranțe niciodată. Ce-am vorbit? Eu fac... Eu am venit în emisiune, vreau ca să cuceriși o fată aici. Auzi, da, tu îmi spuneai mie în gală următorul lucru, că nu mai faci cadouri, pentru că ultima dată când ai făcut fata aceea, te-a numit zgârcit. Da, tu ușoară, Cristina, dar... Nu, ăsta chiar îmi place foarte mult. Și m-am gândit, de ce să nu-i cumpăr și ei? Din toți banii tăi, ai cheltuit toți banii tăi. Nu e problemă, domnișoara Cristina, că e cardul plin. Aaaa, înțeles! Ați auzit, măi, luați exemplu, strânge băiatul bani, face cadouri. George, ce părere ai despre Antonia și Iasmina? Cum ți se par fete? Mi se par două fete ok și atâta. N-am nicio părere. Mulțumim. Eu vreau să dau cu părerea doar despre Daniela. Am înțeles. Tare, da. Doamne, foarte frumos. Doamne. Voi ce părere aveți despre George? Nouă ne place. Da. Da, eu l-am urmărit de acasă. Vă place? George e un băiat de aur. Sau vă place așa ca mic? Ca mic, adică ca om, ca persoană, da. Mm-hmm. E cel mai apreciat concurent din casa băieților în momentul de față. Serios? Da. Cu toate persoanele cu care am vorbit, adică toate mi-au confirmat că el e cel mai apreciat, pentru că e sincer, e natural, omul da. Nu e... Ia auzi, Radule! Serios! Da. Ai auzit? Da. Iar ridici, stai frumos, te rog. De ce? Poți să zici că nu-l plac oamenii de acasă? Serios, chiar îl plac. Mă plac în continuare, că eu am putut să le arăt... Uite, pe asta te plac! Radu n-are ce să arate? E spontan. El a arătat în felul lui, probabil acum s-a mai cumințit, e băiatul care e și acasă. Bravo lui! Treaba ta, dacă nu vrei pe mama, eu ți-am zis. Oprește-te! Dar nu e glumă, poți să o bași cu tine. Nu, nu vreau! Vrea să-i ducă lumea în eroare, că pe mine mă plac babele. Păi dacă am vorbit cu mamaie... Dar nu-i problemă! Dacă am vorbit cu mamaie și te vrea mamaie, ce ai? Nu interesează! Vezi că e geloasă acum, că se uită la televizor și te vezi. Nu interesează pe nimeni, fratele meu. Vezi care pensie are de toate.
Te băgam bine. Auzi, Radule, spre disperarea ta, cred că și mama el votează pe George. Da, hai că-l votează dacă e mama e. Eu așa un nepot are. Ce părere ai despre conflictul dintre Georgiana și Nicolas? Nu pot să zic fals. Pot să zic că e exagerată, forțat, domnișoara Cristina, pentru că eu eram în cameră, am auzit o bubuitură. Un jurături peste înjurături, l-am văzut pe ăsta că tot dădea târcoale pe hol, l-am chemat în care am zis, bă, ce ai? O înjura pe asta ca la ușa cortului, a venit aici, de fapt nu, o înjura și a cerut scuze, era ok, s-a dus înainte să înceapă emisiunea, să te la geam aici unde se filmează. Erai cu el, și, da. Și vorbeați, da, și vorbeați normal, da, acum când a venit aici, s-a schimbat iar radical și a început să te ai și la spus, Radu, ai și spus motivul pentru care el a făcut așa, a fost că mi-a zis să-l deblochez și nu l-am deblocat. Ai spus și tu acolo, mai devreme în emisiune și acum spui alte chestii. Am spus că e forțat. Da, e prea forțat, e prea tras de forțat. Nu e nimic forțat. Am spus că o să plângi. Ai stat după domnul Șoacțina să plângi despre ce vorbim. Știi foarte bine, Radu, că nu e nimic forțat. Cunoști foarte bine situația și nu poți să spui. Ți-am zis de la început că omul nu se schimbă. Situația pentru că atunci în momentul în care mă înjura, voi stăteați amândoi și râdeați. Era cu tine în cameră, punct. Da, mi se pare amuzant, măi, dar am și spus că a venit la mine în cameră, am negat. Păi uite, Stați o secundă. George, o să te rog să mergi tu în casa ta. Fetelor, Iasmina și Antonia, cum vi se par băieții acum? S-au schimbat sau sunt cum erau? Mie mi se par puțin schimbați, puțin mai răutăcioși. Aoleu, rău? Nu, mi se par puțin mai... Da, puțin, dar nu toți. Nu toți. Cine, de exemplu, cine? Nu vreau să dau nume. Nu. Poate au motivele lor să fie mai duri de data asta cu noi, cel puțin, să ne acuze că n-am venit să ne facem relație sau... Dar ar fi bine să fie asumată și să-mi dai câteva nume. Nu aș vrea, doar că ne-au acuzat de faptul că n-am venit să ne facem relație. Nu știu de ce cred ei că am venit totuși înapoi, pentru că eu am ieșit în cuplu din casă, deci practic am venit pentru relație. Dar este părerea lor. Problema lor nu este faptul că tu ai plecat de aici având un cuplu. Chiar e un lucru frumos și e de apreciat. Problema e faptul că... I-ai întrebat tu? Da, au spus de 1000 de ori. Da, voi două nu vă mai înțelegeți? Nu știu. Păi nu, dar și eu gândesc la fel. Adică problema nu era dacă ai plecat. Păi frate, vorbesc pentru că spun... Ceea ce s-a spus despre mai devreme. Și băieți, așa, și care e problema? Și care e problema? A vorbit iubitul tău și a spus exact același lucru pe care îl spun eu acum. Nu nicio că problema nu este că ele au plecat pentru băieți afară, că s-au întors pentru că nu le-a mers în România. Asta au spus ei. Cum e, Radule? Nu i-a mers Antonia în România și s-a întors aici? Asta am și spus. La amândouă, domnișoară. Nu le-am judecat că au plecat acasă pentru un băiat. Dar tu știi foarte bine că n-am plecat pentru un băiat. Radu, ho! Am înțeles că ai lipsit mult, dar ho! Nu așa e același lucru, nu că ho! Calmează-te, că nu te cheamă Radu să vorbești peste mine, că nu vorbești. Păi vorbesc peste tine pentru că vorbești ce nu trebuie! Chiar fac militării cu voi! Termină, termină! Treaba ta! Forțează minunata! Am și spus, nu e o problemă că au plecat pentru un bărbat acasă, bravo lor, a fost ceva frumos că n-au rămas aici să facă umbra emisiunii degeaba ca alți concurenți, doar că în momentul în care nu le-a mers ce și-au propus, s-au întors înapoi coada între picioare. Așa se vede. Ai un deja vu, Adelina, n-am spus același lucru. Așa se vede. Coada între picioare? Așa se vede. Aha, ia uzi. Bine. Interesant. Radu, dar tu o plăceai pe Adriana la început, ulterior te-ai îndreptat către Adelina. Ia, de ce nu ar face lucrul acesta? Poate și-a dat seama fata că de fapt îl plăcea pe Duțu. Păi nu, a făcut exact cum am făcut și eu, tocmai. Că nu mi-a plăcut Adriana, m-am folosit un pic ca să, na, așa am vrut eu. Și după aia m-am îndreptat pe cine mi-a plăcut. Așa poate face acum Iasmina. Mi-am folosit camera roșie să vorbesc cu tine despre tare Adriana. Tare mi-e frică dacă ar veni acum Mihai, dacă îi mai dă vreo șansă lui Duțu, sincer să fiu. Nu are nicio treabă cu Mihai. Subiect închis, sunt destule fete care îl vor, pe mine nu mă interesează. Păi, pare gelos acum când vorbești despre el. Auzi, uite ce te întreabă Adriana, cu ce te-ai folosit ideea? El cum mă cunoaște, el știe. O făceam geloasă, domnișoara Xina pe Adelina, cu ce m-am folosit ideea, e simplu. Dar parcă a spus că nu vrea să vorbească, acum vrea să intre în... Păi nu, dar tu nu ar trebui să mai vorbești, că te-am rugat să nu mai vorbești și insiști pe subiectul ăsta. Păi stai mă, dacă mi te-a adus acum ce vrei să evit numele tău, am spus care a fost treaba. Dar nu trebuie să te simți prost, Adriana. Dar nu mă simt, dar ești tu penibil, ești foarte bine că ești penibil. Penibilă ești tu, nu mă... Mai mult la melodie, că n-am chef. Penibil ești tu.
Am spus ce am avut de zis, m-am folosit, greșeala mea, okay. Rușine să-mi fie, am ajuns unde am vrut. Nu știu la ce te-a folosit, dar mă rog, trecem bine, peste. Bine, da, el așa se referă la parcă plecai după Alex. Dacă te-ar fi acceptat Adriana la momentul respectiv. Nu. Mai nu l-ar fi acceptat. Da, clar, clar, domnul Jean. Păi, dar nu vreau să fac relații cu ea. Așa vorbește despre toate. Nu mai vreau să zic nimic, că după aia se interpretează. Asumă-ți, frate. Ce se interpretează, mai zi, vorbește? De către colegi. Că ce, zi? Nu am spus, n-am văzut-o ca pe o iubită niciodată în viață și nu pot să văd genul de om care acum este indecentă și acum nu să mai zică chestia asta că se supără Adriana dacă o să spui. Ai, Radu, dar nu fi ipocrit că n-ai plăcut-o, că erai fier după ea, pe bune acum. Păi ce răspund eu? Păi nu, dar nu fi ipocrit. E normal ca iubită și să nu recunoști fața ei. Nu-i mai lua apărare Adrianei. Păi nu iau, dar nu trebuie să fii ipocrit. Se petrecu rebelionul cu ea, iubită. Nu, dar nu-mi plac oamenii ăștia, frate, dar recunoaște. Da, mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut și gata. Nu mi-a plăcut și gata. Ulterior și m-am combinat cu ea. De ce nu spui așa? Nu mi-a plăcut, mi-a plăcut o singură persoană și atât. Și Codruț susține faptul că te jucai prin grădină cu Adriana așa cum eu ziceam atunci când i-am făcut date-uri. Eu am avut jocuri cu aproape toate fetele, jocuri normale. Asta nu înseamnă că îmi și plac femeile respective. Pe ce vorbim? Nu, eu am spus atunci când i-am făcut date-ul cu Adriana în grădină, Radu nu mai putea, adică... În primul rând, date-ul ăla cu Adriana l-ai făcut tu, Codruț, și cu mine. Da. În al doilea rând, a doua zi a fost cu mine, bine, dacă stai bine să te prea bine reacția lui Radu. Hai, lasă. Nu mai putea după Adriana. Da, o știu. Hai, bă, ce da știu. Se vedea, se vedea. O știu. Și o împăcase, nu? Și a doua zi de ce a fost cu mine? Pentru că am vorbit cu domnișoara Cristina și am zis destul de clar. Mi-a zis domnișoara Cristina. Ai zis că îi dai o șansă, dar mi-a zis domnișoara Cristina, se vede că nu bă, eu am renunțat. Ce vă mai forțați? Pe mine nu mă interesează subiectul ăsta, pentru că nu mă interesează. Și chiar nu face plăcere să vorbim despre el. De ce mai vorbim despre el, că iubitul tău îl aduce, poate să se poate. Eu am renunțat și punct. Da, te-a impus cumva Adelina să nu mai vorbești despre Adriana pentru că observ în ultima perioadă niște schimbări. Parcă ți-e teamă să mai vorbești despre vreo fată. Înainte afirmai că te plac toate și așa mai departe. Acum? Dar și acum pot să spun că mă plac domnișoara Cristina. Taci odată, tu că nu-i vorba alo! De mine. Eram eu, eu și vorbesc. El. Pot să vorbesc? Alo! Vezi că toată ziua ai țipat la mine, mi-am zis că și eu am fost în aceeași situație ca Adriana pentru că el vine aici. Păi voi m-ați plăcut pe mine, eu nu v-am plăcut pe voi. Da, ne folosește pe toate, acum nu se mai bagă în subiectele noastre. Păi chiar te-a folosit și pe tine, da. Am folosit-o pe aia, atât a fost. Ce tot țipul la mine, care ți-e problema, că nu înțeleg. Stai puțin, Radu. Era cu tot o altă discuție. Era Adriana, Adelina, nu mai încăpa, măi. Te rog. Adriana, Adelina și Radu, știi ce înseamnă? Da, Adriana, Adelina și Radu. Nu e Daniela peste tot. Pe fundal, că el nu se mai bagă acum în discuțiile noastre, așa cum a spus domnul. Pe tine chiar te-a folosit, poate pe anul, pe tine chiar te-a folosit. Băi, eu nu m-am băgat. Băi, nu mai vorbi despre mine. Folosește. Danielo, nu m-am băgat în subiectul Adriana pentru că m-a rugat frumos să nu-i mai pronunț numele și să nu mai vorbesc despre ea, că nu vrea să vorbească. Și eu am zis doar că tu te-ai referat la toate femeile la fel. Peste orice. Și încă ceva, nu mi-e frică să spun că mă placeți voi pe mine atât cât eu nu vă plac pe voi. Ca idee. Cine te place, dragă? Dăm nume. Da, Daniel, am și spus domnișoara Cristina că mă place, asta e clar. Da, știm tot. Ana la fel e bopărită. Adriana mă simpatizează, asta le-am spus, nu mi-e mă, și nu are de ce să ar trebui să fie mândră iubita mea că nu mă uit la niciuna. Ia stai, termină, te rog. Ia stați puțin ca să lămurim lucrurile și să le luăm pe rând. Ana, te place? Dacă nu mă plăcea, după cum am spus, din prima săptămână a vrut să încălcăm regulamentul din prima zi în care a intrat sau a doua zi, dacă nu mă șel, când mi-a dat mesaje despre ce vorbim. Da. Și ce-ți propunea? Cum? Ei, ce-ți propunea? Să ne vedem în afară, să facem aici cumva, hai să fie bine, să avem un cuplu frumos. Haide prin spate că nu ne vede nimeni și dacă ne vede e ceva de genul ăsta. Vezi că n-a fost așa. Să-mi explici despre emisiune, vezi că știu și eu conversația. Să schimbăm tematica emisiunii. Să schimbăm tematica emisiunii. Da, din puterea dragostei, puterea... Păi ați stricat tematica emisiunii. Și voi să o faci tu în afară. Ați stricat tot. Dar tu ce ai vrut să arăți aici? Puterea... Ce vrei să arăți? Nu, deci, hai să încheiem, nu mai. Arăt cu tine care e problema. Caută nu, ai fi vrut tu. Săptămâna trecută am vorbit despre o persoană care nu se află aici în casă, dar care a fost concurent. Unii dintre colegii tăi, Daniela, te acuzau că ai avea o relație cu Marinescu. Da. L-am invitat prin Skype. Ne-a lămurit parțial despre anumite situații. Iar eu i-am lansat invitația de a veni aici în calitate de musafir pentru a face lumină. Marinescu a venit. Așa că îl poftesc să vină alături de noi. Lume nouă! Rămâna domnișoara Cristina, bună fetelor! Mă așteptam să te aplaude, fetele, dar se pare că nu prea se bucură. Eu cred că mi-a făcut o ambuscadă mai degrabă, domnișoara Cristina. Era așa nu era pentru tine, dar e în regulă. Hai, Marinescu! Eu, prezent. Tu. Sunt foarte emoționat, domnișoara Cristina, n-aș fi spus niciodată, eram foarte
curajos înainte să deschid acea ușă și când am intrat un pic așa... Te-ai pierdut. Ai, Milogule, stai jos. Să rămână. Of, Marinescu, Marinescu, da. Lume nu. Ți-a lipsit casa? Ce ai făcut, mai ai pupat-o doar pe Daniela? Nu, nu, doamne. Stai acolo, da, acum eu am observat gestul. Nu, 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 vreau să pup toate fetele, însă eu am respect de fiecare dată față de dumneavoastră și trebuie să vorbesc cu dumneavoastră, cred. Bine, ai tu timp să le pupi. Bineînțeles. Am auzit acolo un... Ia. Că ți-era dor să vorbești cu mine. Da. Dacă pe Instagram n-ai putut, bărem aici să poți. Te-a scris? Mai, am mai vorbit, noi am mai schimbat mesaje, dar nu recent, mai de mult. Mult și mai ce îți spunea? Am râs un pic așa cu el, că i-a spus că am pus piesa aia în gală. Când i-a spus că am pus piesa în gală, atât, o conversație normală. Mm-hmm. Da. Tu de ce te-ai ridicat, Adelina? Te ceartă Radu dacă stai prin normal. Jur pe aici? Să bea apă. Mm-hmm. Adelina, relaxează-te, adică nu, știi? Nu ești pericol, Marinescu, le stai niște. Nu? Nu. Băi, nu știu cum să spun ție, dar știi că eu sunt o persoană care sunt imprevizibilă. A, și eu acum ar trebui să... Nu. În joc o să Marinescule, te știu capă de Radu, nu este niciun joc. Eu niciodată n-am făcut niciun joc. De fiecare dată când am simțit ceva, am făcut acel lucru, înțelegi? Te plimbi două săptămâni și îți uiți ideile, vrei? Nu cred. Eu cred că tu ești ăla obosit. Nu, stai cu minte. Ești aici? Ascultă-mă un pic, ți-a luat chirie viața mea aici. Eu am venit acum... Care e problema? Aici, ți-am zis, înainte când ai spus în sezonul 3, dacă ți-o aminte, ești pe terenul meu. Vezi că acum ești pe terenul meu și pe regulile mele, ca să știi cum... Aoleee! E sezonul 4, greule, ca să știi. Nu te speria. Care teren? Care ai făcut aici vreun țarc? Ce ai făcut? Care teren? Ce aveți, măi, Radule? De ce v-am amenințat voi, foști colegi? Dar nu ne amenințăm un șarac, dacă noi am păstrat decența. Noi chiar suntem prieteni, te deranjează, Marius, dacă spun vorba asta? Nu prea cred că suntem prieteni. Aaa, dar știu că te deranjează. Știu că te deranjează, prietene, stai cu... Ascultă-mă un pic, că nu am știut niciodată ce crezi tu referitor la mine, înțelegi? Dacă aveai ceva cu mine, așa cum i-am spus și lui... Păi eu n-am nimic cu tine. Așa cum i-am spus și lui Geluțu, înscriați pe Instagram și vorbim acolo. Deci păi eu am zis acolo, că am ceva cu tine, mă. Dar când vin aici, am venit și eu să vorbesc cu domnișoara Cristina, că trebuie să murim niște lucruri, să vorbești cu fetele. Antonio. Eu am spus că am ceva cu tine personal. M-am declarat eu așa. Stai că râdeam cu fetele și cred că urmează să râd un pic și cu iubita ta. Da, dar nu merge chestia asta. Nu merge? Nu. No. No. Ești tu atât de sigur? Auzi, Radule, ți-a pus gând rău. Da. Dacă nu e Adelina însărcinată, poate fuge de acasă. Cu cine să fugă de acasă? Că n-am înțeles întrebarea asta, sincer. Nu știu, poate cu Marinescu, că așa zice el. Nu există întrebarea asta niciodată. Și să nu mai existe niciodată în viață, că nu o să fugă niciodată, mai ales cu Marinescu sau cu oricare alt concurent. Eu am înțeles altceva, Radu. Da, mai înțeles la mine? Băi, am înțeles, nu. Știu că te ascultă-mă. Eu, la momentul actual, am înțeles de la domnișoara Cristina că sunt un simplu oaspete aici, înțelegi? În loc dacă tu faci regulile, să mă primești frumos, păi tu vii și sar cu bocanci pe capul meu, dar ce crezi? Ascultă-mă. Victimă, o să rămâi. Care victimă? Dacă nu văd numele, că nu mai știu cum te cheam. Care victimă? Vorbim sau ne luăm la mișto? Dacă vrei, facem mișto până mâine. Știi că nu erai bun la miștouri, Marinescu, știi că nu erai bun la miștouri și făceai pe aici și aruncai cu astea. Ok, vezi că s-ar putea să se întoarcă un pic roata. Da. Și crede-mă că fratele meu, dacă eu rămân în emisiune, s-ar putea ca emisiunea să înceapă pentru tine din punctul în care am pășit eu acum în casă, înțelegi? Înceapă? Ca idee, da, să înceapă de acum. Da, de acum încolo. Da, surprizele se vor ține lanț și nu știm în acest moment ce și cum. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.